Hristos a înviat din mort, cu moartea pe moarte trecând, și celor din morminte viață, bunurea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte cântând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Hristos a înviat din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu n-a trecut prin noi. Ce cântăm cântare de biruință, Hristos a înviat din morți. Vediță pe-n băutură, nu din piatră stearpă, făcută cu mine, ci din izvorul nestricăciunii și izvorând, cel izvor din mormântul lui Hristos, pentru care le neîntărim. Hristos a înviat din morți la dumnezeiască strajă de Dumnezeu Creatorul, Avacum, să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care are nici întristare, nici suspiri, ci viață fără de Cel ce ai izvorbit mâna ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, Părintele Vasile, Tepordei, Părintele Serghie, Roșca, Părintele Nicolae, Cosma și Veronica, Nicolae, Nicolae, Radu și Traiana, Alipa, Alipa, Victor și Victoria, Vlad, Valeriu, Anton, Mircea, Eugenia, Valentina, Alexandru, Gheorghe, Nicolae, Grigore, Nina, Mareșalul Ioan, Antonescu, cu neamul lui Ciuda, dormit, și Marina. Maria Toader, Nadejdea, Ilie, Eleonora, Veronica, Mihaiță, Vasile, Ileana, Alexandru, Gheorghe, Aniuța,
Vasile Toma, Ion Elena, Vologia, cred. Vologia Nicolae, Vasilică, Augustin Aurică, Eugen, Iulca, Iulia, Maria Nicolae, Dumitru, Ivana, Tiner Simona, Zina, Simbion, Simion Vărzaru, profesor. Vărzaru nu mai trebuie, nu e familie. Părintele Alexie, Mirca, părintele Elie, Cleova, părintele Galeriu Constantin, Toader, Gabriel, Iftimia, Vladimir, Maria, Sofia, Balascheva, Lazar, Ivan, Ioan, Olga, Valentina, Vasile, Teodula, Nicolae, Cassandra, Gheorghe, Sinclit, Tichia, Gheorghe, Ileana, Costache, Mihai, Doina, Andre, Leonte, Solomonia, Petre, Maria, Vladimir, Preotul, Elisabeta, Nicolae, Grigore, Iulia, Filip, Virginica, tot neamul acela a dormit și pentru casele să ierte lor toate greșeala cea de voie și fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne! Sufletele lor, ne toți dreptii se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să le cerem odihnă, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește. Dumnezeul lucrurilor și a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavolul ai surpat și adorim viața urmii tale, Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților, robilor Tăi, pomeniți astăzi, în loc luminată, în loc verdeasă, o deodină, de neafugit toată durerea, tristarea și suspirare. Și orice greșeală săvârșită în această viață, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, la Dumnezeu bun și iubitor de oameni, Dumnezeu le iartă-le, Dumnezeu le iertă. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, mai puțin greșească. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău, adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Iubirea și viața și odihna sufletelor adormiților, robilor Tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău, celui fără de început, și vrea Sfântul și Bunul de viață, Făcătorului Tău, Duh, în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, care a dat Sfinților Tău ucenici și apostolii cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă, în învierea Ta cea de-a treia zi cu harul Tău, le-ai dorit puterea de lega și a dezlega păcatele oamenilor ca să fie legate și în cer, câte de dinși pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de dinși pe pământ s-au dezlegat. Ceea ce prin nespusa Ta iubire de oameni, ne-ai învrednicit pe noi smerenții și nevrednicii robii Tăi să fim moștenitori ai aceleași prea sfântă dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm ce li se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunul împărate, primire smeritul și nevrednicul slujitorul Tău. Iartă robilor Tăi, Părintele Vasile, Părintele Serghie, Părintele Nicolae, Cozma și Veronica, Nicolae, Nicolae Radu, Traiana, Halipa, Victor și Victoria, Vlad, Valeriu, Anton, Mircea, Eugenia, Valentina, Alexandru, Gheorghe, Nicolae, Grigore, Nina, Mărășanu, Ioan Antonescu, Maria, tot neamul lor, cel adormit, Leonche, Solomon, Solomonia, Petre, Maria, Vladimir, Preodul, Elisaveta, Nicolae, Grigore, Iulian, Filip, Virginica, Ioan, Olga, Valentina, Vasile, Teodora, Nicolae, Cassandra, Gheorghe, Sinclitichia, Gheorghe, Ileana, Costache, Mihai, Doina și Andre, Teodor, Gabriel, Eftimia, Vladimir, Maria, Sofia, Parascheva, Lazar și Ivan, Toader, Nadejdea, Ilie, Leonora, Viorica, Mihaiță, Vasile, Elena, Alexandru, Gheorghe, Aniuța, Vasile, Toma, Ion, Elena, Vologia, Nicolae, Vasilica, Augustina, Aurica, Eugen, Iulia, Maria, Nicolae, Dumitru, Ivana, Tinel, Simona, Simon, Vărzaru, Părintele Alexie, Părintele Ilie, Cleo, Părintele Galeriu Constantin, cu tot neamul cel adormit. Iartă-le orice au greșit niște oameni în această viață. Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să-i odihnească.
și le iartă lor toate câte au păcătuit cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, care înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat, sau de la arhiereu sau de la altcineva, au suferit-o necare ca aceasta prin lucrare și prin invidia diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, Doamne, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac o bineplăcuție, iar trupurile lor să se dea firii cele zidite de tine. Că binecuvântat să vrea slăvită ești în veci. Amin. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ziua învierii și să ne luminăm cu prăznuirea și și celor din mormânturi viață dăruindu-i. Să ne mântuiască ca un bun de oamenii iubitori. Amin. Dumnezeu să ierte, să trăiți în pământ. Să rămână în pământ, să trăiți în pământ.